săptămâni aici vorbește Moldova. Acest platou aduce oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Ana Ceban din ochiul alb își amintește cu durere cum fiul ei, Valeriu, a mers în Rusia să agonisească un ban. L-a luat așa ca cu ochii închiși, l-a dus, cum o știut ei și le-a trebuit lor, așa i-a făcut. Nu-i de drumul. Femeia afirmă că fiul ei a fost traficat. Da, el a fost traficat, ca și cum s-ar socotit, ca traficat. El s-a înțeles cu 2000 de euro. Pe dânsul l-a mințit deodată așa și i-a spus, ia Valeric, eu matale, poate la alții n-a să dau, dar matale îți dau. L-a mințit, l-a... După mai mult de o lună, Valeriu a reușit să se întoarcă acasă. Ana Ceban se plânge că atunci când și-a văzut feciorul pe prispa casei, a înlemnit. Valeriu era de nerecunoscut. Vine într-o seară Valeric acasă cu sumca cum mi-am pus-o, tot ghenișor, slab de prăpădit, galben și față. Ei, neata, nu știi ce am îndurat eu. Mai mult, Valeriu nu este singurul care ar fi fost traficat la Moscova. Și lucram zi și noapte. A rămas calic și fără bani și fără nică. Pe cine l-acuză Valeriu și Mihail că i-ar fi înșelat? Ce zile au trăit acolo bărbații și cu ce s-au întors acasă? Cum răspunde acuzațiilor cel care le-a promis salarii mari și condiții bune de lucru? Și cum își explică el acțiunile? Aflați în această ediție. Ana Ceban a rămas surprinsă când a aflat că feciorul ei vrea să plece în Rusia. Pe neprins de veste, Valeriu și-a strâns bagajul și-a anunțat-o că și-a găsit de lucru la Moscova. Astăzi femeia a venit la noi în platou să povestească cu ce s-a ales fiul ei din această istorie. Haideți să o încurajăm. Mai întâi, doamna Ana, vreau să vă întreb, de ce v-ați uimit atunci când feciorul dumneavoastră v-a anunțat că vrea să plece la Moscova la muncă? O fac sute de mii de moldoveni. Eu vă spun adevărul de la început. Soțul meu nu m-a și îndecedat și noi făcem praznic afară. Era masa înșurat cu oamenii care stăteau la masă. Când cadă el vine, repede, mămică, eu mă duc la Moscova. Dar eu zic, și de Valeric. Dar el zic, un băitan străin, strânge oameni de ieșa din sat. Și zice, vreau să mă duc și eu. Dar mi era greu dacă o decedat și, în orice caz, el era dăm ca cap familie. Eu zic, Valeriu, tu bag de seamă cu cine te duci să nu te mintă. Dar el zice că nu, mămic, că el are aici în sat, are bunică și socrul lui, apoi de acolo din sat, de la mine, din ochiul alb. Dar să se cunoască bine... Nu-l cunosc absolut, nu-l știu. Și nici Valeriu. Numai pe bunica eu o cunosc, pe bunica lui. Dar era din familie bună? Ce știați, ziceați, de bunică că o cunoșteați? Bunica era din familie bună. Eu cu bunica stăteam bine. Când ne întâlnim, ne salutam frumos. Nu era o femeie de cele care, la urmă, e pe mine, cum... V-a supărat. Mi-a pus-o în față. Haideți, înainte de a continua, doamna Ana, să vedem un subiect pe care colegii mei l-au pregătit despre Valeriu, ca să-l cunoaștem mai bine. Atenție la ecran. Valeriu Ceban are 51 de ani. Mama lui povestește că în satul Ochiul Alb toată lumea îl știe pe el ca pe un meșter priceput. Femeia spune că bărbatul lucra dintotdeauna în domeniul construcțiilor. Că Valeriu la mine 100%. Dar dacă îl pune la lucru, apoi el până nu curge șârlăile de pe trupul lui, el nu se lasă că e bun și e rușinos. Să nu zic cineva că el șede și nu face. Bătrâna se plânge că atunci când feciorul său a mers la muncă în Rusia, traversa o perioadă grea din viață. Căsnicia lui s-a destrămat, el trecea printr-un divorț dureros. Femeia zice că l-a încurajat pe fiul ei să o ia de la capăt, așa că plecarea la Moscova ar fi fost o oportunitate bună de a câștiga bani și de a lua totul de la început. Valeric, nu-s probleme, dacă tu vrei să te duci, poftim. I-am pus mâncare și a trebuit tot schimburi acolo, s-a dus, a fost bun dus. La șantier, Valeriu ar fi îndurat chinuri grele, se plânge femeia. Bărbatul a dus foame, era batjocorit și pus la cele mai istovitoare munci. Și când ajung la masă, începe străga la mine. Și eu nu ți-aș da mâncare deloc, ție. Că, da, nu ți-aș da mâncare deloc, de ce e că eu dacă te-aș vedea mort aici, ridicat căldarea în sus, îi tragă în cap cu căldarea. Mai mult, bătrâna povestește că feciorul său s-a îmbolnăvit acolo. El ar fi zăcut zile în șir, dar nu a primit niciun ajutor. Deci s-a steclovată și deci mi-a ieșit alergie tot pe trup. Deci mă mănânc trupul și deci temperatură, mi-a fost rău vreo 3 zile. Deci că se bagi joc.
nu mă cred că mi-e rău, că nu pot, că... Cum a reușit Valeriu să scape din mâinile bărbatului care l-ar fi exploatat? Ce își amintesc alte persoane care au muncit cot la cot cu Valeriu? Ce mărturii vor face ei în platoul nostru, dar și cum răspunde acuzațiilor bărbatul care i-ar fi ținut în sclavie? Aflăm în scurt timp. Doamna Ana, ca să înțeleg, chiar și în acest moment credeți că a fost chiar un caz de sclavie? Chiar sclavie a fost. Deci credeți că feciorul dumneavoastră a fost traficat? A fost traficat, știți, deși eu acasă, când el a venit țară, asta după o lună, jumate, toți l-au lepădat, numai cât el unicul, l-a putut, cum, măgulică, hai Valeri, te rog, mai stai, că el dacă pierdem așa la obiectul și nu putea ca să lucreze nimeni, hai Valeri, mai stai, hai Valeri, așa, hai încolo. Da, tata lui strigă la dâns și îl ocără mai scurt. Când a venit el după o lună jumate acasă, dar eu l-am cunoscut țara că el ceva are în suflet. Slab, galben. Valeric, eu nu înțeleg, tu unde ai fost? La bolniță, unde? Când nu mă zicem eu și cu dâns. Hai, las ca să vorbim în dimineață. Ei, l-am lăsat, dacă a zis el așa că în dimineață. A doua zi dimineața, dar eu nu era că am să-l întreb de bani, dar am început că el, zic, nu a venit nici cu o capeică. Zic, tu... Măcar ți-o dat ceva, dacă tu zici că e necunoscut. El zice că nu mi-a dat nici o capeică, eu n-avem cu ce vine acasă, că eu avem să vin de mult. Dar eu n-avem cu ce un bănuț, eu n-avem nici de mâncare, n-avem nici pe cont de unde spui capeică, că eu mă aducem la alt om care tot l-a luat de acolo și întrebam de soție la așa, la ce fac ei acolo, că Valeriu nu-mi sună și zic, eu aș vrea să știu ce face el. Cât a stat el la Moscova? O lună jumătate. O lună și jumătate. Da. Dar spuneți-mi, vă rog, el chiar din start, când a ajuns la Moscova, v-a sunat ce v-a zis? Că e bine, la început era el bine? El nu m-a sunat din start. El m-a sunat la aproape la 2 săptămâni, dar eu în timpul ăsta m-am dus la femeia asta care vă spun, care era cu dânsul, bărbatul ăsta, tot Valeriu. Uh-huh. Și m-am dus la dânsa acasă. Zic, Veronica, ce spune ei de acolo? Deci chiar aseară m-a sunat Valeric. Și zic, ce spun? Ei, ce spun? Valerica să vie acasă, a lor, Valeric. Când a doilea seară, da, Valerica acasă, a venit. Dar eu și-i sun. Zic, ce s-a întâmplat, măi băieți? V-ați dus, faceți capeică, omul cunoscut din socotit că-i din sat, dacă bunica-i, socrul lui socotit că-i de acolo. Da, Valeria așa la unii face, zic că și-a întras noi, dar Valerica netale, așa știți, a făcut ca... Da, și Valeria, v-a speriat și mai mult. Valerica și-a mai moale și mai liniștit. Unde îl trimitea? Al vostru. A nostru. Unii îl trimite, dar așa la era mai o leacă, mai sever o leacă era. Și-o zis așa, dar și eu am venit la dânsa aici să le lucrez cum vreau ei și nici capeică să nu mi-o dă ei. Mai în scurt, mâini să-mi dați banul, că eu m-am dus acasă. Cât i-o dat, eu nu știu, lui Valeriu, ce botarul așa. Dar feciorului dumneavoastră nu i-au plătit nimic? Nici o capeică, el cu marșic, deci că eu știu ce mai făcut de unul, mai luat el, dar a venit acasă fără niciun bănuț de unul. A venit mai în scurt... Că vă spun și adevărul, că o somcă de la musor. O găsit o somcuță de la musor și am început a plânge. Noi am ajuns la așa, e că tu să ne duci de la musor, eu te îndrumesc la Moscova, să faci o capie, că nu să ne duci și somcă asta. Ce n-ai lăsat acolo? Ei, zici că s-au dus oameni de acolo și m-am dus și eu. Dar... Este un caz, ca multe și mii de cazuri în Republica Moldova, când pe încrederea unor persoane, promisiuni că vor face bani grei la Moscova, cum spun la moldoveni, fără să semneze un contract, așa prin înțelegere, au plecat încolo și în cele urmă vedem că a fost exploatat fiorul dumneavoastră, așa cum spun dumneavoastră, prin muncă de sclav, pentru a-l îmbogăsi pe cineva. Și până în prezent am înțeles că nu ați primit nicio remunerare pentru munca respectivă. Nimic, absolut nu. Asta este ceva tragic și dacă noi... am pune cap la cap lucrurile acestea și dacă puțin Valeriu dumneavoastră ar fi știut unde pleacă, s-ar fi semnat un contract și în acel contract ar fi indicat ce salariu trebuie să primească și pentru ce pleacă la Moscova și ce trebuie să lucreze la acel obiect. Neavând un astfel de contract, este posibil de apărat, dar trebuie numai decât să fie implicat organele de drept. Familie îndurerată și vreau să spun că cumva v-au venit
scârbile sau v-au venit neplăcerile una după alta? Ați pierdut mai întâi soțul, pe urmă Valeriu a divorțat și la fel era într-o perioadă de depresie foarte grea și mă bucur că l-ați primit și a avut unde să se întoarcă. Și ulterior încă una, istoria cu plecarea la Moscova. Și în continuare a ce a spus domnul Cârnaț, vreau să spun că cel mai des noi ca oameni suntem ușor de manipulat și ușor de amăgit și ușor de dus de nas în momentul în care suntem slabi. Și mai ales mi-astăzi și ați menționat că el și iese așa rușinos și este un pic mai tăcut. Și pentru cei ce ne privesc, să ne fie istoria dumneavoastră o învățătură, că atunci când ne este greu sau cel mai greu, sunt oameni care stau ca și cum au stat la pândă să beneficieze de slăbiciunea noastră și să ne exploateze într-un anumit mod. Voi aveți primărie, voi aveți asistent social, voi aveți poliție, posibil sectorist în sat, care deține informația corectă. Chiar dacă nu este semnat un contract între persoana care l-a luat la muncă și muncitor, persoana care a traficat, cum vă exprimați dumneavoastră, și a exploatat prin muncă, poate fi atrasă la răspundere. Noi de fiecare dată când pățim, deși avem încredere, că mă rog, îl cunosc, ne cunoaștem cu familiile sau am încredere, dacă s-a mers la riscul ăsta pe încredere, indiferent dacă s-a întâmplat situația dumneavoastră, noi mergem la poliție sau la procuratură. Avem documente sau nu avem documente? În această seară aflăm povestea lui Valeriu Ceban, de 51 de ani, din Ochiul Alb, raionul Drochia. El se plânge că a fost ținut în sclavie la Moscova de către un conațional care l-a ademenit cu promisiuni frumoase. Mai devreme, mama lui Valeriu ne-a povestit că fiul ei a fost batjocorit și nu a primit niciun ban pentru muncele grele la care era supus. În scurt timp vom auzi povestea dramatică a unui alt bărbat care afirmă că și el a fost sclavul aceluiași bărbat. Dar mai întâi să-l auzim pe Valeriu. El a venit în studioul nostru. Să-l încurajăm. Valeriu, bună seara! Bine ați venit la noi. Vă rog să luați loc aici, pe canapea. Mă bucur să vă văd cel puțin... Sunt bine, măcar. Cât de cât bine, nu? Dar să-mi spuneți, mama dumneavoastră a zis că ați lucrat în niște condiții inumane chiar la Moscova. Da. Ce ați pățit acolo? Puteți să ne le descrieți? Vedeți că m-a luat un băietan din Rublenița, m-a luat la lucru. Și mi-a obișit, mi-a plătit, a lucrat. Ce v-a promis, apropo? Deci, mi-a promis 2000 jumătate de ruble rusești. 2000 jumătate de ruble? Da. Doar? Păi, dar cât faci asta în lei? Eu, da, nu. Nu, asta pe zi. A, pe zi? Da, da. A, acum am înțeles, e pe altceva. Zi, da. Dar ce trebuie să faceți? V-a descris unde mergeți, ce da, o să faceți? Da, m-a lămurit deodată, da. Da? Și da. Ce trebuia conform lui? La beton, la plitcă, la fel de fel de lucruri. Steclovată. Prima oară ați plecat peste hotare? Nu, am mai fost. Ați mai fost? Tot la Moscova? Tot la Moscova. Și ați avut o experiență bună, da? V-ați luat banii, ați muncit acolo, ați revenit acasă. Da. De ce ați avut atâta încredere în băietanul ăsta? Pentru că ziceți un băietan, așa, nu știu cum, nu sună foarte serios. Am avut încredere de atât că soția lui strage din Ochiul Alb, într-un sat. Și doar asta v-a convins că trebuie să fie un om de nădejde? Da, da. Și când să plecați, de ce nu v-a dat banii? Ce v-a zis? Vă zic ca să-i aduc acasă, dar eu știu... Și l-ați crezut? M-am crezut. Și cât timp a trecut de atunci? Doi ani pe treile. Haideți să vedem ce ne-ați mai povestit despre viața dumneavoastră de la Moscova. Atenție la ecran. La stroi, turnat podele de... mai... plitcă, una alta. Steclovat de ăsta, poduri, pe păreți. Vă mănâncă trupul de la steclovatul ăsta până la sânge. Dar și grafic de lucru... Lucram, nu mai lucram cu grafic, lucram și mai târziu câteodată. A fost vremea de la urmă că am lucrat și până la 1 de noapte. Refuzau ba unul, ba altul, că dacă nu vroia să plătească. Nu ținea de cuvânt, nu vroia să plătească. Am văzut că de-am la scandal la una la alta, dar ca și o și om. Când îl numește și îl faci. Am sunat tot la un prieten și m-am venit cu dânsul la Moldova. El vroie să mai rămân, să mai lucrează.
îl cheamă pe toți pământenii, toți moldovenii la lucru, promite mare și sare, omul săracul la praznicul tatălui său, leapă de pe mămica acasă îndurerată, singur, pleacă la el ca să mai câștige un ban, având o miserie foarte faină în sat, în ochiul alb. Este un meșter universal, după cum noi am auzit, așa că păcat că pământenii noștri, păcat că creștinii noștri își bat joc de cei care vin și să mai scoate câte un act dintr-un loc moale de la ei. Păcat că ceea ce avem noi. Sigur că după emisiune, Centrul de Prevenire a Traficului de Ființe Umane, CUPC, COX, au atribuție să se autosesizeze și să investigheze situația. Dar, domn Valeriu, vreau să vă zic că dumneata sunteți în așa situație datorită faptului că celelalte victime, că nu sunteți unicul și primul la această persoană, de altfel el de mult ar fi fost oprit, că alții care au suportat nu au depus plângere. Au mai fost victime care au lăsat lucrurile de la sine și v-ați nimerit și dumneavoastră pe drăzdace, cum spune lăsat. Iată, din asta dacă ați putea trage o lecție, ca să nu fiți lăsător. Dacă vi s-a promis, ați mers la risc, noi toți înțelegem, nu trebuie să vă rușinați de situații. Oricum insistați el să-și onoreze obligațiile. Dacă nu, cel puțin opriți-l, depunând o plângere la procuratură sau poliție. Pentru că o să urmeze alții să-i tingă dumneavoastră, ce o să faceți? O să vă întâlniți la barul din sat și o să beți împreună, o să vă necați amarcă, că uite și eu împățit și tu ai pățit? Asta nu rezolvă situația. Corect s-a zis, sunt mii de persoane care nu pot accesa o întreprindere, o firmă, cum vă ziceți, care are licență pentru a ocupa în câmpul muncii legal persoane, să aibă contract la mână. Sunt foarte mulți în situația dumneavoastră. Dar dacă s-au purtat urât, nu și-au ținut promisiunile, nu lăsați lucrurile de la sine. Spuneți-mi, vă rog, Valeriu, dar acest Serghei, acest tânăr care v-a chemat acolo, a revenit și el la Moldova? Nu, el a rămăsat. El rămăsese, dar acum, iată, în acei doi ani de când au trecut, a mai revenit? L-ați mai văzut? Ați încercat să... Nu l-am văzut. Nu l-ați văzut niciodată? Nu. Dar ați încercat să faceți legătura cu el? Să... Nu, n-am încercat. Eu cu telefonul m-am sunat. Deci mama mai mult. Da, eu da? Mai mult. Și... Eu cât l-am sunat și... Mai mult. Am pierdut mai mult față decât cum am pierdut amorul. Am o să-i lăs pe aici, uitați. El e indiferent că e da, că nu e da. Eu așa îl înțeleg. El nu vrea să-l deranjeze, că ceva el știe, că el e puternic în toate care... Și el are și frică de dâns. Nu vedeți cum el fură cuvintele și vă răspunde ceva ascuns. În această seară îl vom auzi și pe Sergiu, acest tânăr care v-a chemat să munciți la Moscova. Dar mai întâi să-i auzim pe experții noștri. Primul și trebuie de dispus astăzi în această emisiune, Vorbește Moldova. Primul, numele de familie, locul nașterii, așa numitului răbătodatil în limba română. Și de unde se trage și hram poartă. Domnul Valeriu, spune numele de familie, spune numele, câți ani are, și tata și el, spune să știe lumea, să nu vină iarăși victimele după matale, să nu urmeze iarăși mai departe nunta și că cu final trist. Valeriu, dar știți măcar cum îl cheamă? Da, serios. Și atât? Familia noastră. Dacă el nu-i din sat, el e din Râblenița. Dar nu e asta, Valeriu, uite atent. Pentru orice muncă pe care o prestează orice persoană trebuie să fie remunerată, trebuie să fie plătită. Tu pentru asta ai plecat la Moscova, ai depus o muncă, cum ai putut, asistent, neasistent, pentru muncă respectivă, trebuia să fii plătit. Tu ai lucrat la Moscova sau nu ai lucrat? Sau numai ai vrut să pleci să lucrezi? Iaca, fiindcă s-ar putea Sergio, cum spunem, să apară în studio și să spună că l-am luat la Moscova, i-am plătit drumul în mașină, a ajuns la Moscova și el nu a vrut să muncească și pentru asta nu a vrut să-l plătesc. I-am dat numai bani de drum și a plecat acasă. Dar iar, este om un moment, iar dacă tu, Valeriu, consideri că lucrat de dimineață până seara, tu erai obligat, sufletește și pentru mama, să depui o plângere la poliție față de acest Sergio, să spun, eu am lucrat la Moscova ca un sclav și el pe mine nu m-a plătit. Eu de lucrat, am lucrat că la urmă încât zici că dar poate rămâi și lucrăm mai departe. Zic, nu.
chiar să lămurească cu șaia de lămuri până am și am făcut. Fiindcă v-a promis în fiecare zi 2500 de ruble, am înțeles că ați lucrat o lună și jumătate, da, el nu va achita azi, mâine, poi mâine, în legătură cu faptul că nu va achita, a spus la revedere, am lucrat până aici, fii bun și achitite, dacă nu, mai departe eu nu-l cred. Da, așa a fost, da? Eu am înțeles. Du-te și îi faci pe 2 ruble cam așa să vei iarna, trebuie lemne. Vă fiți în tren ca pe niște animale cum iasă și vă duți așa. Nu uitați de faptul că este răspundere penală pentru astfel de acțiuni. Unii firmă, unii lucrători, 3 oameni de-l faci, dar pe eu să-ți spus n-ai vrut să vii. O zi, două, nu-mi place, afară, pățanii. Da. Nu ne-a dat nică, ne-am păcat 2500 pe zi, și mă tai să ai 1000 de euro și să rămâi și bani de mâncare. Nu ne-a dat o rublă de una. Măi, băițele, ai copii, ai familie. Ceban din ochiul alb își amintește cu durere cum fiul ei, Valeriu, a mers în Rusia să agonisească un ban. Mămică, eu mă duc la Moscova, dar eu zic cu cine, Valeriu? Dar el și cu un băitan străin strânge oameni de ieșe din sat. La beton, la pletcă, la fel de fel de lucruri. Și ei și ne-au abișit, ne-au plătit. Ne-au promis 2500 de ruble, asta pe zi. Când a venit el după o lună jumate acasă, măcar ți-o dat ceva, dacă tu zici că e necunoscut. El zice că nu ne-a dus, nu ne-a dat nici o capeică, eu nu avem cu ce vine acasă, că eu avem să vin de mult, că eu nu avem nici de mâncare, nu avem nici pe cont. De ce nu v-a dat banii? Ce v-a zis? Nu zic ca să-i aduc acasă, dar eu știu. Și cât timp a trecut de atunci? 2 ani petrele. Cum răspunde acuzațiilor cel care le-a promis salarii mari și condiții bune de lucru? Și cum își explică el acțiunile? Aflați în această ediție. Vă reamintesc că în această seară discutăm despre Valeriu Ceban din Ochiul Alb. Bărbatul povestește că acum 2 ani un tânăr din Rublenița i-a propus să meargă la muncă în Rusia, promițându-i un salariu bun. În realitate însă, Valeriu spune că a ajuns sclavul angajatorului care îi înjosea și adesea îl ținea flămând. Peste o lună, fără un ban în buzunar, Valeriu a revenit acasă. În scurt timp vom afla ce spune bărbatul acuzat despre această istorie și care este versiunea lui despre cele întâmplate. Între timp, am aflat că Valeriu nu este singurul care ar fi suferit din cauza acestui bărbat. Mihail Papămere ne-a povestit o istorie similară. Haideți să o auzim acum împreună. Mihail a venit în platoul nostru împreună cu soția lui și întâmpină. Domnule Mihail, și dumneavoastră ați fost chemat la Moscova de către acest Sergiu? El a fost în luna iunie cu soția. Iulie, așa? Iunie. Lăsați. Eu n-am fost de curs, mă duc, dacă nu o știe. El zicea asta din partea lui tată. Dar cum a ajuns el la dumneavoastră? L-o trimesc, de ce l-o trimesc la mine. Eu zic că nu mă duc, dacă eu nu știu. Pe urmă, pe data de 25 august, asta iulie, a venit el cu tătixul. El pe taică-sul știați? Pe dânsul știu, că am lucrat cu dânsul. Și ați lucrat la Moscova cu el, cu taică-sul? La Leningrad, am lucrat mulți ani. Și el vine data 25 și zice, hai cu noi la lucru. Eu stam de vorbă acolo cu un starost de biserică, zic că am de lucru în sat și nu merg. Ei, nu, că aici stai puțin, haide cu noi, că acolo e totdeauna, mai mult vreme, să știi, bună altă. Ce v-a promis? Nu promis că 2500 pe zi, azi vă hrănesc, ați și bătăt bine, firma e serioasă. Ce trebuie să faceți? Zic că eu să mă ocup numai cu plită. Și v-a zis că și firma e serioasă? Ce fel de firmă? Firma e serioasă. Dar ce fel de firmă era? Firma lor? Academie, sau? Academie de poliție. Să lucrez, de bani nu vă temeți, eu răspund, tot cum... Așa. Și până la urmă, cum v-au înduplecat? Nu spus că ea că așa, vă dau așa sumă de bani, e tot normal, un altă și m-am dus. Așa. Eu vreau să întreb soția dumneavoastră. Știm că dumneavoastră erați chiar de față atunci când acești oameni au venit să-l convingă pe soțul dumneavoastră să plece la munci. Atunci nu vi s-a părut nimic dubios, suspect? Nu, eu m-am gândit, zic, el a lucrat cu dânsul, cu tata lui. Și zic, du-te și îi faci pe 2 ruble cam așa să vei iarna, trebuie lemne, trebuie de mâncare pentru iarnă și
cum, i-a spus că se ducă, l-am convins. A, chiar l-ați motivat dumneavoastră. Și s-a dus cu dânsul. Dar pe ce termen trebuie să plecați? Pe câte luni? Deci trebuie să duc ca să mă întâi lucru și la care aveau. Nu a spus și termen, că deci, cum mă întâi mă răbe, cum cât mai iene. Mai repede, da, dar cât trebuie să stați acolo? Un an, doi trei sau luni, o săptămână? Trei luni. A, trei luni de zile trei trebuie luni. Să stați. Așa. Și am înțeles că atunci când ați ajuns pe șantierul din Rusia, localnicii sau cineva care lucra acolo v-au prevenit că o să aveți viață grea. E adevărat? Erau dumnealor, domnul așa? Valerie și încă doi de la dânsă. Și el zău și cum lucru, cum în altă, deci că ai să lucrezi și ai să vezi. Așa ne spune, spate, și eu și mă gândesc, ceva nu-i bun. Și când ați văzut că nu-i bine? De-am de tăctixul, zic, nu înțeleg, că firma serioasă, tot este, unii firmă, unii lucrători, trei oameni de-l faci, dar pe eu să-ți spus, n-ai vrut să vii. Și... Aha, așa ai zis. Da, deci de te pune firmă, voi ai spus de acasă, firmă serioasă, tot mă lua, tot, trei oameni, zic, asta și fel de firmă. Apoi noi să-ți spus, n-ai vrut să vii. Și pe urmă ce a urmat? În ziua ce n-am lucrat, m-am gândit, și să nici încolo, nici încoace, adăuz încep lucru. Încep lucru cu domnul Serghei, de conflicte n-am avut, el cu mine n-a avut deloc, nu încei nică, nu nică, tot e bine. După ce s-au dus doi oameni acasă, el, dar n-a avut cine lucra. Doi din trei? Doi din sat, da. El îmi spune, zice, Ghea Mișa, trebuie de lucrat până târziu. Deci poate mă rebe unde au obiectul, că zice, și ne-am achitat ani. Ei, o zi la 11, o zi, dar hai până la 12. Nici nu avem când facem mâncare, până la 12. De când până când munceați? Dar ne-am păcat de la 8 până la 8. Așa, dar munceați de la 8 până la 12? Până la 12, și început el că trebuie și n-are și nici, n-avem oameni, și hai până la 12. Și am lucrat așa până la 12, cam până pe data de 6 septembrie. Am lucrat și am lucrat, că dacă o zis că trebuie, n-ai ce obișnuit. Dar măcar vă hrăneau celelalte promisiuni? Nu, făceam și noi acolo, nici n-aveam când face, luam nici măcaroane, nici dușorac de ăsta, cel mai ieftin, că dacă n-aveam bani, eu dau și nici mii pe tătă lună, dar acolo 1000 de rubli, pisarul și n-aveam ce lua. Am avut noroc, am avut niște bani de acasă, eu și mi-am ajuns, că nici nu cerem dacă vedem situație. Nici nu cereați pentru că vedeați ce situație? Eu dau 5.000 și mai mult nici nu șeriem. Că... Dar de ce ați continuat să lucrați, dacă vedeați ce situație e? Eu am lucrat până data de 6, deci după aceea ne-a rupt mâna. Dar cum s-a întâmplat asta? Eu m-am scos la ora 7 să fac curiat, că acolo un altă. Vine el și zice, de mișă așa dimineață. Zic, că ești, zic, trebuie de făcut un alt, el faci, de unde tăticul? Zic, cam ușa să vie. El zice, dă, spunem, o oglindă era de vreo 3 metri, dă și îmi pune la musuri pe acolo să dai. Am apucat o nouă care a venit unul, deci nu trebuie lăsat-o aici, că nu trebuie la musă. Și dând așa înapoi, m-am închedicat într-o corocă de plit. Și când m-am închedicat, mi-a sărit mâna de omul. Și eu mai mult, gata, n-am lucrat. Și ați mers la medic, v-au dus, m-au dus el, mi-a pus un gips, a zis că 3 săptămâni, nu un gips, tipă gips, dar de bint, numai așa. 3 săptămâni să nu faci nică. Vinind noi înapoi, de-l face, e Mișa, dacă ți-o pus-o la loc un altă, poate mai lucrez o leacă, că n-are și nici spui bordiurile. Că e ușor lucru. Ei pun eu bărdiurile de ochi, mă mut mai tare, mă doare. Iar o lec înapoi cu bine, zic eu mă duc acasă. M-am gătit, mă duc acasă, deci las că mușa să gătăm noi mai tare un taxi. Dar era banii, sara. Cât ați muncit în total? Au fost 38 de zile, o zi n-am lucrat și o zi m-am avut noi. A rămas 36 de zile lucrătoare. Cât v-au plătit pentru asta? Nu ne-a dat nică, ne-am păcat 2.500 pe zi, deci mă tai să ai 1.000 de euro și să rămâi și bani de mâncare. Nu ne-a dat o rublă de una. 5.000 v-a dat? Nu, mă, că 5.000 v-am țăgat. Și, da, măcar de drum înapoi v-au dat bani? Eu am venit cu dânsul. Încolo i-am plătit, dar înapoi nu i-am dat nică. Ați revenit înapoi împreună. Împreună? Și ce v-a zis când l-ați întrebat? A muncit omule când nu mi-a spus nică până acasă. Eu știut, poate vorbim cu directorul. Dar el nu mi-a spus nică. Păi, dar cum ați plecat acasă, fără ca să vă interesați? A venit cu dânsul, eu am crezut că el a să ne dăie acasă. El vine, mă duce acasă, zice, de Mișa, zice, așteaptă 2 zile, ți-aduc banii și ne ducem împreună la Chișinău să vedem și cu mâna. Îi sun, el nu răspunde. Mămica nu răspunde. Au trecut 2 săptămâni și ceva, nu vine. Soția face, zice, lăsăm-l, hadem noi la Chișinău. Din șotul nostru, am dus.
Ne-a dus la Chișinău, s-a uitat, medic, face, dacă eu nu pot în șamură, adică. Face, deși mă tai nici n-ai să rădici. Și n-ai venit la vreme, și deși el mă tai, ți-a omorât un nerv. Din pălitora și e. Și deși nu te doare, poți mânca ghine, deci așa și e caligne. Și nici în ziua de azi, îi sun, asta îți dău, îi sun, asta îți dău. Și tot așa ne amăjești ca pe niște proști. Dar ați calculat cât trebuie să vă dea? 1000 de euro trebuie să-mi dă, el te iasă mai mult, dar el o zic 1000 de euro trebuie să dau. Dar dumneavoastră ce credeți? Câte? El, cum ne-a socotit câte zile lucrătoare la 2500, ies peste 1000 de euro. Cum îi explică această trăgânare? Am 2 ani de zile, aștept ca să vă dau, aștept ca să-ți dau. Dar ce trebuie să mai așteptați? Dar cât să aștept? Eu zic, eu am de făcut remont. Înainte de Paște mă duc la dânsul, zic, domnul Serghei, ce facem? Vreau să fac remont, măcar dă o leacă de bani, el face, zice, bun, mă ta duci strică, eu un 10-12 mii de lei, cu două zile de Paște, ți aduc. Nu mai veniți, așa și-ați podul stricat. Doamna Maria, eu am înțeles că dumneavoastră ați discutat, ați avut ocazia să discutați cu Sergiu sau cu mama lui mai exact, da? Cum nu, eu cu Serioja i-am spus că să ne dai banii, dar el a spus că n-are, să ne dai pe urmă, dar de unde ar să iei, cum asta. Cu mama lui ați discutat? Am discutat și cu Senica, cum pe mama lui Senica o cheamă și tot am întrebat-o, dar eu zic că mai așteptați, că ei n-au bani mai scurt de unde să ne dai și să așteptăm. Răbdați că îți vădem. Dar să așteptăm, nu știu. Eu am înțeles că spre deosebire de Valeriu, dumneavoastră, domnule Mihail, v-ați adresat la poliție. Da, eu m-am lichit, eram cu un prieten și zice el, m-am lichit de un polițat, el face și zice, da, mă ta, ai un docovor, un contract, ai cu dânsul. Dar eu zic, n-am. El zice, și vă suit în tren ca pe niște animale, cum ies, și vă dus așa, cum v-ați dus, fără niciun docovor, fără nică. Zic, eu am lucrat cu tătixul, am crezut că simt ghine. Deci, dar un polițat face, zice, ia-mi duci să o vituiești cu advocatul. Mă duc la advocat, el face, zice, ai un document, zic, n-am, că dacă pot nici el n-are, eu nu știu. Zice, du și spune lui așa, câte mii trebuie să-ți dăie, zic, trebuie să-i dăie 1000 de euro, cât e acolo, 20 ceva, cât așa, să-ți dăie, deci o raspiescă, că el e dător cu așa sumă de bani și dacă nu poate amu, să-ți dăie că n-au putea. Și zice, noi cu așa, zice, că am să-l dăm în judecată, dar așa mă ta nu duc așa și nică. Eu vreau toată lumea să rețină, inclusiv cei prezenți aici, că lipsa unui document robează, indică exact asupra comiterii unei infracțiuni. Că atunci dacă se face un contract în care este indicat întreprinderea, în care este indicat muncitorul, în care este indicat salariul, condițiile de muncă, noi nu putem vorbi despre trafic posibil la prima vedere, da? Și cu contractul ăsta de muncă te poți duce în judecată și îți scoți rublele, paralele, da? Da? În cazul în care nu există un document, ceea ce descrieți și dumneavoastră și domnul Valeriu, asta e curată infracțiune trafic de ființe umane în scopul exploatării muncii. Mie îmi pare rău, ăsta e sectoristul din sat. Polițaiul de care spuneți, sectoristul din sat. Dar cine e el? Eu vreau să înțeleg. La comisariat de raion, cine e? Eu singur nu știu, el la Soroca și un prieten zice, lichești să se lămurească. Și m-a lămurit, dar nu știu. Și el mi-a spus, ia că așa, n-aveți niciun document, du-te la avocat și să-ți lămurească. Dar o plângere la poliție ați scris, pe numele lui Sergiu? N-am scris deloc. Sigur că avocatul, noi toți încercăm într-o situație foarte rea să găsim o soluție cât de cât. Și dacă acest Serioja dădea această recepisă, nicio problemă. Dacă se scotea hotărâri de judecată pentru datorii. Dar evident că el nu-i prost, dar fiindcă se ocupă cu exploatarea oamenilor creduri, pentru că sunteți foarte creduri. Eu l-am sfătuit. Bănuiesc că Sergiu nu v-a dat niciun fel de recepisă, așa cum v-a recomandat avocatul. Avocatul și ne-a spus, deși el... Și l-ați ascultat pe avocat? Da, deși el, dacă să-ți dăi document, deci, dar el e tare hâtru, el n-a să vrei să fac prostia asta. N-ați încercat, cum vă treabă, Natalia, v-ați încercat să luați recepisă respectiv? Nu, lui, i-am spus, dar el face, dar și document, Natalia, să-ți dăi. Recepisa de care v-a sfătuit avocatul, ați încercat să o obțineți de la Serioja, cu care ați fost la Bonscălă? Mișa, Tudor, ai spus că ai vorbit cu dânsul, el nu vrea să-ți dea să-i scălească. Dar i-ați cerut-o? Da. Aha, și vă refuzați. Nu, deci nu. Eu vreau să fie foarte clar, dacă nu este document, fie ea se numește recepisa sau contract, oricum noi depunem plângere la poliție. Îmi pare foarte rău că ascultați
vorbe, că asta numai așa pot numi, oameni care dezinformează victimele cum sunteți dumneavoastră. V-ați dus oficial că la recepție, la comisariatul de poliție, nu vă poate refuza nimeni, ca și la procuratură. Ați cerut o foaie și ați zis că eu vreau să denunț o infracțiune și ați descris tot ce ne spuneți asta aici și gata, mașinăria se pornește. Se numește ofițer de urmărire penal, se numește procuror, se identifică martor, se audează lumea și se începe investigațiile. A venit momentul să auzim care este versiunea lui Sergiu despre cele întâmplate. Atenție la ecran! A mers în căutarea lui Sergiu în satul Rublenița din raionul Soroca. După ce am bătut la poartă câteva minute, el a ieșit în curte. Ce-i drept, de cum a văzut echipa de filmare, bărbatul s-a dat drept o altă persoană. Nu-l căutăm pe domnul Serghei, s***. Neastră sunteți? Nu. Dar cum vă spune neastră? Andrei. Andrei? Da. De unde locuiește domnul Serghei Sandu? Sunt mai încolo. Peste câteva minute, bărbatul a recunoscut cine este el de fapt. Purtat pe drumuri înseamnă că intenționat. Eu și-am spus, dar m-am zis că eu știu și dar ce s-a întâmplat. După ce i-am spus lui Sergiu motivul venirii noastre, el a recunoscut că a propus la mai multă lume să lucreze în Rusia, printre care și lui Valeriu, dar și lui Mihai. El însă neagă că ar fi avut intenția de a-i duce de nas pe angajații săi. Bărbatul susține că el a lucrat în rând cu toți. Noi lucram acolo și aveau nevoie de lucrători și am întrebat de unul de altul, băi, haide, eu că luasem acolo, noi mi-am dus tot mai mult și mai mult, s-o lăsat și zic, băi, haide, lasă vii, știi cum, lasă, trebuie de-am să termin obiectul și eu și... Așa la care eram undeva în acolo, el era mai stat și de lucram și eu cu dânsă. Că e dânsă de ce, că tot pe cineva cunoscut, adică că nu am luat pe cineva străin care să lămăjie, sperez. N-am avut, dacă avem contract, poate era mai ușor. Sergiu povestește că a rămas nemulțumit de munca pe care a făcut-o Valeriu Ceban. N-au rușine măcar și obraz întrâns. El nici nu merită să-i dau bani. Cât despre Mihail Papamere, bărbatul ne-a zis că el a lucrat calitativ și că nu a făcut probleme pe șantier. Eu. Omul și-a lucrat și el chiar, adică, față de însu chiar nici rușine. Adică. Sergiu susține că Mihai și Valeriu nu și-au primit banii din cauza unui alt moldovean care l-a angajat și pe el. Bărbatul afirmă că el, ca și mulți alții, a rămas păgubit. Și mine mă mințe de bani, vedeți că eu, adică nu sunt boier care îmblă cu... Și mă mințe de bani și eu nici azi, că nu i-am primit. Îmi dați voie să vă spun încă două... Încă trei persoane au fost de acolo, dar când s-au dus Mișa, dar mie erau plecați. Au văzut situația acolo, cum se primește cu lucru și eu înțeles și zis așa, nu, gata, nu-i pentru noi. Au venit acasă, eu am mințit. Și-au scos banii de acolo, de pe loc, și-au venit acasă că se ducă în altă țară. L-au mințit pe Serioja. Dar ați văzut ce a zis Sergiu? Că Valeriu, practic, nu a muncit acolo, nici nu dar ar avea pentru ce să-i plătească. Dar el trebuie să spui o plășină oricare. Ia, Mișa, las, vă spui. Dar de ce la urmă m-a rugat cu să rămână? Dar mi-era bun, că n-avea cu cine. De ce m-a rugat la urmă? Nu poate rămâne. Doamna Natalia, eu vreau să vă spun și dragii mei, pătimaș. Bine, eu angajez oameni la lucru. A venit Valeriu, a venit Mihai, a venit soția lui. A început spune tracot acolo, pe păreți, stâncuială, eu știu. O zi, două, nu-mi place, afară pățanii. Da, da. Ia că ai de drum, el ține 37 de zile. Da. Pe urmă se roagă, hai băieți, mai rămâneți, că eu ia ca... Și acum el clar lucră, e deștept, da, el spune alt nume, el nu e Serioja, dar el e... Da, da. E Andrei. Da, el schimbă numele de, pe loc, știți? Și mai departe, clar lucru, el, acum ca să iasă el curat, cu, da, cu băsmaua curată, el de acum, diferite versiuni de acum inventează. Dumneavoastră, cum a spus domnul Cărnaț, la Dubală, acolo, la procuratură, frumușel, să dăie banul, să dăie să vândă casa, să răsplătească cu oamenii ăștia. Colegii mei l-au întrebat pe Sergiu ce are de gând să facă în legătură cu plângerile oamenilor pe numele său. Bărbatul a dat o promisiune. Haideți să o auzim, atenție. N-au rămas, numai ăștia doi au rămas păgubiți, mai mult nimeni nu a rămas și nici ăștia nu au rămas păgubiți, că ei să-și prânească banii, că eu înțeleg, s-a întins timpul sau astea, dar așa s-a întâmplat. Eu n-am de unde să eu azi să-i dau bani. Am nevoie de 10 zile, 12 zile și am să mă achit cu tine aici și nu văd să mă iau. Asta. Vă spun, Valeriu trebuie să-i dau undeva în jur la 300 de euro. Dar domnul Mihai? Domnul Mihai 1000 întreagă. Dar ei mi-a spus că 1000 de dolari. Ei, 1000 de dolari. Unde 1000 de dolari? Și vă spun cum este, că omul ăla chiar, el nici nu merită să-i dau bani. Nu i-am spus, că e mama lui și cred că nu i-a arătat și frumos.
El nu merită bani și eu lui i-am dat, îmi țin minte, jumătate, mai mult jumătate, el a stat o lună de zile, nici nu a stat mai mult, mă timp, ori chiar nici nu a stat o lună. Și eu i-am dat, adică că el când a plecat acasă, i-am dat, mă timp, 15-20. Nu vreau să vii poliția, nu vreau, zic, eu am să mă achit cu dânsul și... Măi, băiețele, ai copii, ai familie. Nu, băiețul ăsta... 10-12 zile și se achită. Mm-hmm. Îl credeți? Mișa, și-a spus el tot că... Tot așa mi-a spus și mie. Dede, Mișa știa dumneavoastră. Zic, eu m-am săturat 2 ani mai mențet. Ne duci de cap copii niște noșcu. 3 suchi de tot așa. Dar mie și nu te cred. Eu n-am din el lua. Eu cred că dacă dumneavoastră ați fi făcut primul pas și ați fi depus de acum un an în urmă sau mai mult o plângere la poliție simplu, cum a spus Doina, de cum banii dumneavoastră ar fi primit, inclusiv dumneavoastră banii. Dar legătură cu faptul că ați crezut și până în prezent, crezut, vă șmecherește, vă duce din nas și lucrul acesta îl face ca dumneavoastră poate cumva s-a uitat. După această emisiune, Natalia, eu sunt sigur, și mulți alți angajați în ghilimele ca și el, vor vedea că dacă e angajat la lucru, fii bun și plătește. Când caz contrar, se va porni dosar penal pe trafic de ființe umane în scop de exploatare prin muncă, dar este o infracțiune foarte grea. Și dacă se pornește acest dosar penal, nu-l mai oprește. Asta e. Și dacă știi prea bine lucrul acesta. Și după emisiune, sunt sigur că o să vă găsească și o să vă aducă banii acasă. Recepisa. El nu a vrut recepisa să dea nimic. Datorită emisiunii Vorbește Moldova, el a escalit recepisa cu vorba sa. Da. Ia că da. E recepisa. Eu nu m-am achitat, eu dau banii. Da. Slavă ție, Doamne, că v-ați adresat. Asta e una. A doua. Numai decât cerere din partea dumneavoastră, din partea dumneavoastră, mămâni, că netale ești Jeana d'Arc aici. Da. Numai decât din partea mea tale. Scrieți acolo ca el să simte băiet acel care a lucrat și nu s-a achitat cu nimeni. Tot ce a avut el cu alții care pe dinsul au magie, nu-i treaba mea tare. E corect. Știți cum? Este o vorbă, zice. Băi, tu ești beat. Polițistul zice. Tu știi că asta e treaba mea. Dar pe eu la poliție, asta e treaba mea tare. Dacă domn Mihai și domn Valeriu nu găsesc curaj suficient să meargă să depună o plângere, deși foarte detaliat am explicat noi toți cum o pot face, doamna, la dumneavoastră puteți să o faceți. Inclusiv sunând pur și simplu la apelul 112. Vă vine polițistul la poartă, că sunteți în vârstă și vă primește plângerea. Pentru că important este sat. Autoritățile... Din sat, da. Important este ca autoritățile să aibă ceva înscris oficial. Eu cred că tuturor s-a făcut clar deja că acești oameni nu vor fi remunerați niciodată, că acea persoană are și talentul nu doar de a vicleni persoanele, dar și de a se eschiva cu promisiuni goale. Dar vreau de asemenea să atrag atenție că nu doar plecarea la Moscova este o problemă. La noi în legislație, după cum cunoașteți, au apărut lucrările sezoniere, lucrători sezonieri. Oamenii de asemenea sunt luați inclusiv în satul de alături sau în același sat pentru anumite lucrări pe anumite perioade de timp. Și la fel ar putea ajunge în situația în care nu sunt remunerați pentru munca în care sunt angajați. Vreau să rețineți că traficul de ființe umane, de persoane, de oameni pentru muncă și alte scopuri nu se întâmplă doar plecând la Moscova. Ea poate se întâmpla și când va e în satul de alături sau în același sat în altă gospodărie pe perioadă îndelungată de timp, vă impune să munciți și nu vă achită. Acum, traficul nu este doar o infracțiune internațională, este și una domestică. Este suficient să vă recruteze, să vă promită, iată, vină cam să-ți dau, să muncești la greu, inclusiv condiții grele, dar să nu-i neapărat, dar să nu-ți primești plata pentru muncă. Și ultima, nu lăsați lucrurile pentru că pătimesc alții. Asta este o problemă a moldovenilor. Ei, eu am pățit-o, poate eu cumva am rezolvat-o și Dumnezeu cu dânsul. Și de urma noastră mai vine un șir din 10, 5, 3 oameni care pățesc la fel. Asta e rezultatul situații care noi avem azi. Eu sunt sigur că înainte de dumneavoastră au mai fost și alții care au dat din mână și au zis că las că mai iert. Și ați apărut dumneavoastră. Deci nu lăsați lucrurile, rezolvați-le. Și nu este neapărat să fie un document oficial. Nu dezinformați-vă unul pe altul. Ce vreau să spun că este portretul clasic a victimilor și a agresorilor, care ne-l descrie orice carte de psihologie și Valeriu este un reprezentant clasic
și domnul Mihail și cred că, în general, poporul nostru este un popor cumva, din păcate, îmi pare rău spun acest lucru, dar cumva noi suntem victime și ne complacem în asta. Atunci când vorbim despre încredere, pentru că încrederea este o forță care ne impune să facem anumite acțiuni. Și dumneavoastră argumentați că el e din sat, că bunica, că nu știu ce. Uitați-vă, în țările care de mult au ieșit din legăturile astea de rudenii cu mătrie, nănășisme și alte chestii, foarte clar, chiar dacă este fratele tău, tu pui la punct că este doar business, da? Este doar afacere, ceea ce facem noi împreună. Eu îți dau asta, tu mi-achizi. Noi rămânem frați, noi ne iubim, dar pentru o acțiune pe care o fac eu, eu trebuie să primesc ceva. În ceea ce nu mai știu istoria de familie, pentru că ne-ar spune foarte multe lucruri, cred că sunteți copilul clasic al mamei dumneavoastră și îmi pare rău, dar vreau să vă îndemn, Valeriu, că viața nu s-a terminat, mai aveți mult înainte și sunteți acum bărbat celibatar, o să vă vadă la televiziune, multe doamne, poate o să le fie interesant să vă cunoască. Maturizați-vă, vă rog frumos. Prin această istorie, cred că mulți angajați, inclusiv din Chișinău și din alte orașe mari, se revăd ei, fiindcă sunt situații când angajează tinerile pe o lună, două, nu le plătește nimic și spun că tu nu ești bună pentru lucrul respectiv. Și spun la revedere, ai făcut stagierea o lună de zile, la revedere. Stimați angajator, nu uitați de faptul că este răspundere penală pentru o astfel de acțiuni. Și de aceea, Valeriu și Mihai, eu vă înțeleg prea bine dumneavoastră când spuneți că să așteptăm, fiindcă voi cam bărbătești vreți să rezolvați această problemă. Ne-a promis, fii bun și întoarceți, onorează obligațiunile. Cam văd că vă teme să vă adresați la poliție, cum eu văd, ca nu cumva să faceți lui probleme. Cam asta e poziția voastră. De aceea eu ca vă dau un sfat. Pentru a vă reîntoarce înapoi banii, e destul numai să faceți primul pas, plângerea. Și dacă veți depune plângere pentru trafic de ființe umane care au fost exploatate prin muncă, aceasta este o infracțiune gravă care se pedepsește nu mai puțin de 7 ani de zile. Dacă este așa, el va cunoaște prea bine care este pedeapsa și numai decât o să vă găsească. Și de acum pentru ceilalți angajatori, în ghilimele, care duc oamenii pe spătare sau în Republica Moldova, nu vă jucați cu focul, pentru că infracțiunea respectivă, trafic de ființe umane, se pedepsește penal. Și dacă s-a intentat dosarul penal, este foarte greu de oprit. Vă doresc succes! Aici încheiem. Liniște și pace vă doresc să aveți pe cei dragi mereu alături.